Prin ajutorul Domnului vom continua lecțiile de studiu biblic. Astăzi lecția a treia, scopul Bibliei. Pentru ce a fost scrisă Biblia? De ce Dumnezeu ni s-a adresat în felul acesta și care sunt scopurile, care este planul său cu privire la Scripturi și la oameni cărora le-a fost adresat? Este bine știut că și Biblia conține informații în diferite domenii ale științei, dar asta nu înseamnă că ea este o enciclopedie sumară. Este cunoscut faptul că Biblia se ocupă în mod deosebit într-o bună parte a ei de istoria poporului Israel, de la origini până în viitor, am putea spune, luând în calcul și profețiile. Dar, în primul rând, și așa trebuie să ne fie clar și să ne aducă bucurie și împlinire, Biblia vorbește din partea lui Dumnezeu, având în vedere domeniul spiritual, mântuirea oamenilor. Dumnezeu este Cel care are în vedere și creația fizică, dar în prim plan Dumnezeu se adresează Duhului nostru. Să citim din Epistola către Evrei, capitolul 1, începând cu versetul 1, unde este scris: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Aceasta este cea mai importantă informație legată de mântuire. Și în aceeași epistolă este scris în capitolul 4, versetele 12 și 13, conștientizându-ne și lăsându-ne să ne pătrundă cuvântul lui Dumnezeu până acolo unde își are ținta, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Deci, în mod deosebit, lucrurile spirituale, mântuirea prin Domnul Hristos, sunt subiectele fundamentale ale Bibliei. Cărțile Vechiului și Noului Testament dezvăluie scopurile temporare ale lui Dumnezeu și, în perspectivă, scopurile finale, eterne, ale planului său. Iată cum citim în 1 epistolă a lui Petru, de la versetul 3, aici este scris sub forma unei benedicții, pentru că toate acestea se datorează lui Dumnezeu și apoi se dezvăluie lucrarea Lui și scopul etern. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Versetul 9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Așadar, Biblia este cartea noastră de căpătâi, având o importanță majoră pentru viața aceasta trecătoare și mai mult și în prim plan și pentru suflet, în primul rând, pentru duh, în vederea mântuirii. Se spune că un tânăr își făcea bagajul să plece și când un prieten a venit să-l ia, acesta din urmă i-a zis: ești gata? Trebuie să plecăm. Și el a zis: numai puțin. Mai trebuie să-mi pun un binoclu, o hartă și, știi, mă duc pentru câteva săptămâni, ba chiar câteva luni, vreau să-mi pun și niște cărți,
niște căte de cântări, niște cărți de poezii. Moment în care prietenul îl întrerupe și îi zice, dar unde vrei să le mai pui, că valiza ți-e plină? El ia Biblia și o așează într-un colț și rostește cuvintele, aici. Pentru că Biblia este și hartă și binoclu și carte de cântări și de poezii și de istorie. Este cartea noastră de suflet, de care nu ne putem lipsi, Dumnezeu ne-a dat-o, e cartea Lui, dar în egală măsură putem spune că este cartea noastră. Vreau să privim în prima parte a lecției noastre la scopurile temporare pe care le prezintă Revelația Divină și în a doua parte la scopurile eterne. În scopurile temporare vreau să observăm scopurile principale sau generale le-am putea numi, dar am spus principale pentru că ne vom opri la ceea ce este foarte important. Și apoi vom vedea scopurile particulare, ceea ce are Dumnezeu pentru situații specifice, pentru viața, pentru istoria umană. În primele cărți ale Bibliei, în mod deosebit în scrierile lui Moise, se afirmă existența lui Dumnezeu ca creator și autoritate supremă în univers. Biblia nu se apucă să argumenteze existența lui Dumnezeu. Biblia o afirmă încă de la început, prezentându-L ca și creator. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dar dacă ne gândim la vremurile acelea, trebuia cineva să explice la Adam că există Dumnezeu? El era prea conștient, nu degeaba s-a ascuns. Dar când generațiile au început să curgă și istoria să-și facă cursul, a fost nevoie să se afirme că Dumnezeu nu este doar creator, ci este stăpân absolut. Iată ce citim în cartea Exod, atunci când Dumnezeu s-a pogorât prin îngerii săi și din înălțimea Sinaiului și-a rostit cuvintele pline de autoritate. Exod 20, citim de la versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, și vreau să observați că, din nou, Dumnezeu nu vine să argumenteze. El afirmă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și să ne gândim și aici ca și în momentul lui Adam de la început. Aveau nevoie evrei de argumentație aici? Nu, ei se temeau, știau că Dumnezeu e pe munte. Generațiile de mai târziu aveau nevoie de ceea ce este scris în Genesa, în Exod, în cărțile lui Moise. Dumnezeu s-a prezentat ca și singur stăpân și de aceea le-a cerut în primele porunci să nu aibă alți dumnezei, să nu se raporteze sub nicio formă, în plan spiritual, la vreo altă făptură, la vreo altă existență. Apoi vreau să mai citim tot din cărțile lui Moise, cartea Deuteronom, asta la finalul cărților lui, capitolul 32, pentru a observa această prezență a lui Dumnezeu. Exod 32, Deuteronom 32, versetul 39. Să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Deci nici vreo altă ființă cum își imagineau oamenii și își imaginează și acum să mai existe alături de Dumnezeu sau pe lângă Dumnezeu, și nici vreun om nu se poate sustrage de la această stăpânire absolută a lui Dumnezeu. Și toate acestea sunt afirmate de Biblie. Oamenii care se îndepartă de Biblie ajung să îi audă ecoul vocii sale tot mai slab. Cine se apropie de Biblie este din ce în ce și din ce mai mult conștient de faptul că Dumnezeu este creator și stăpân al universului. Scrierile profetice afirmă în prim plan scopul lui Dumnezeu privind salvarea omenirii și recuperarea cosmosului afectat de păcat, de căderea îngerilor. Aceasta a fost activitatea profetică principală.
Iată ce citim în cartea profetului Isaia, capitolul 2. De la versetul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămadă la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Pentru că legea și profeții se leagă. Legea afirma existența și suveranitatea lui Dumnezeu. Profeții au vorbit generațiilor următoare să știe că Dumnezeu n-a scăpat situația de sub control și că El își va dovedi stăpânirea peste pământ și oamenii îl vor recunoaște. De altfel, doar cei ce îl vor recunoaște vor rămâne pentru vecii vecilor. Și profeții aveau menirea să amintească fiecare generație că Dumnezeu nu și-a abandonat planurile, că El a rămas aceeași autoritate. Iată ce citim și din capitolul 61, aceleași cărți, Isaia. Referitor la mântuire, traducerea noastră chiar are acest titlu, Vestirea mântuirii. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Dumnezeu m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozirea și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de durare al Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru și să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o crună împărătească în loc de cenușă, un unde lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul lui duh mâhnit, ca să fie numiți terebrințe neprihănire, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Să știe generație după generație că Dumnezeu își va așeza împărăția prin mântuirea care o avea în plan pe acest pământ. Acestea sunt scopuri temporare. Nu atunci avea Dumnezeu în vedere să aducă împărăția. Știți cum au întrebat ucenicii: Doamne, acum? Nu. Este un scop etern. Dar pentru vremea aceea a fost foarte important ca ei să se mângâie cu aceste mesaje. Și fiecare generație la rândul ei să cunoască ce are Dumnezeu în plan. Dar trebuiau să mă aștepte. Trebuiau să se mântuiască și alți oameni și Dumnezeu, după acest plan bine stabilit, urma să-și ducă toate lucrurile la îndeplinire. În această perioadă de sute și mii de ani și în mod deosebit prin evidenții profetice, Dumnezeu și-a prezentat lucrările prin imagini prototipice, care scoteau în evidență prin cursul evenimentelor imagini ale mântuirii. Să ne gândim la imaginea regelui și a împărăției. Iată ce scrie în Isaia, de exemplu, să rămânem în capitolul 9. Citim de la versetul 6. Căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut, și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va sta scaunul de domnia lui David și în împărăție lui o va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râfna Domnului oștirilor. Și evreii și-au conturat teologia lor pe aceste prototipuri. Va fi un rege, va fi o împărăție. Și repet, generație după generație își imagina cu bucurie ce va fi și când și cum Dumnezeu își va împlini lucrările. Să ne amintim din cele scrise în Daniel capitolul 2, când Dumnezeu a descoperit chiar și celor de afară. E vorba de împăratul Nebucadnețar, dar totul este în aceeași idee a unei împărății care urma să cuprindă pământul. Citim din Daniel capitolul 2, de la versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și Dumnezeu a ales
între evrei, dar i-a avut în vedere și pe neamuri și din toți, în sfârșit, își va aduna poporul și va începe împărăția lui. O altă imagine, tot ca scop temporar cu o perspectivă eternă. Dumnezeu le-a arătat evreilor cum se poate moșteni o țară. Și mai întâi i-a adus pe primii evrei, Avram, Isaac și Iacov, exact Avram, ceilalți au moștenit-o și ei ca străini, Canaanul. Cum știți, s-au dus în Egipt. Și după 400 și mai bine de ani s-au întors în țară. Pentru că toate acestea erau un simbol, pentru ca ei să-și hrănească sufletul și să nădăjduiască în viitor în planurile lui Dumnezeu. Tot cu acea ocazie, Dumnezeu a lăsat între ei, într-un mod foarte evident, imaginea răscumpărării prin sânge. Știți că Egiptul a fost zdrobit prin 9 plăgi, fără rezultat. Faraon a poruncit lui Moise să nu se mai arate înaintea lui. Și în mod minunat, prin sângele mielului pascal și prin moartea paralelă a întâilor născuți, Dumnezeu a schimbat inima lui Faraon, deși mai târziu iarăși a revenit ca până atunci, dar eliberarea s-a produs. Chiar și alte aspecte individuale sunt cuprinse în prototipurile Vechiului Testament. Să ne gândim la ceea ce este scris în 1 Corinteni, capitolul 10, citesc de la versetul 1. Aici, în acest capitol, este scris că acele lucruri s-au întâmplat să slujească drept pilde, dar nu numai. Pentru că să ne gândim ce scop aveau aceste pilde. Exact cum este scris și în Evanghelie. Împărăția celor se aseamănă. Scopul final era împărăție, dar era un scop temporar. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că băiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Imaginea ale botezului, ale cinei Domnului se găsește, ne gândim la Melchisedec, imagine despre odihna spirituală în Evrei 3 și 4, este scris că Dumnezeu a avut în vedere cu ziua de odihnă un simbol care nu s-a împlinit toată cu intrarea în Canaan, a fost doar o imagine. Se avea în vedere odihna spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Și toate celelalte sărbători și-au avut imaginea lor prototipică, pentru că Dumnezeu voia să se ocupe de fiecare generație. Tot ca un scop temporar să ne gândim la învățătura cărților de înțelepciune și în general la tot ceea ce ținea de educație, de pedagogia divină în cărțile sfinte. Era necesară formarea credinței, dobândirea unui caracter sfânt, moral, ca scop principal al cărților de înțelepciune și nu numai. Să ne oprim la Psalmul 119 pentru câteva versete, să vedem de ce ne-a dat Dumnezeu Biblia, aceste cărți sfinte, pentru că așa cum am amintit în lecțiile anterioare, Dumnezeu a poruncit să se scrie. Psalmul 119, citesc de la versetul 1. Fericiți cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Fericiți cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută în toată inima lor. Versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Același capitol, citim de la versetul 33. Scopul Bibliei. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Deci Dumnezeu nu avea în vedere numai scurt să le poruncească prin lege, nu fura, nici doar să le amintească prin profeți ce aveam plan să fac. Dumnezeu s-a ocupat de ei ca și părinții, ca și un mentor, ca un învățător, pentru a instrui. De aceea sunt mai multe cărți și mai multe cuvinte, toate având același scop binecuvântat. Scrie în continuare aici, de la versetul 35, povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Iată ce scop binecuvântat are Scriptura, să o învățăm și să ne însușim aceste principii sfinte. Citesc tot din acest psalm, de la versetul 98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Astea aveam în vedere chiar viața de aici, pe lângă mântuire.
căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc adânc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Și mă adaug și le scrise în debutul cărții Proverbe, de ce a fost scrisă această carte? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie în Biblie? Pilde lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați o gerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Așadar, Biblia este o carte care trebuie să ne slujească drept învățătură o viață întreagă, în mod deosebit în copilărie, în tinerețe, dar chiar și înțeleptul să ia aminte și va fi bine. Uneori găsim în Cartea Sfântă, în mod deosebit în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, anumite formulări foarte concise despre scopul Bibliei, de exemplu Mica 6:8, sub o întrebare, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Cine înțelege un asemenea scop, va fi un om fericit în lucrarea lui. Să observăm acum câteva scopuri particulare. Observați, în istorie au fost diferite forme de asociere socială, politică. Au fost vremuri în care cei ce credeau în Dumnezeu se constituiau într-un clan. Israelul a fost un popor. Apoi credincioșii au trăit izolat, au fost perioade de sărăcie, de bogăție, strâmtorare, război, foamete. Biblia are învățături pentru toate aceste stări aparte. Biblia conține aplicații particulare pentru fiecare activitate și problema vieții. Pentru viața de familie, pentru probleme materiale, economice. Orice om, dacă vrea să știe cum să vorbească, cum să facă o afacere, cum să muncească, cum să se raporteze la oameni, la bogați, la săraci, toate acestea sunt menționate în Cartea Sfântă. De aici se pot extrage principii sau chiar învățături directe, concrete. Deci pe lângă scopul suprem al mântuirii, al formării noastre, Biblia ne are în vedere și pe acest pământ, în problemele noastre particulare, pe fiecare dintre noi. Vă amintesc, fără să citesc, în Cartea a doua a împăraților este scris că atunci când împărații Asiriei au deportat oameni dintr-o parte într-alta, nu știau cum să slujească Dumnezeului țării. Și niște lei ieșau din păduri și mâncau, îi omorau. S-a pus problema, ce să facem? Să vină niște preoți să-i învețe cum să slujească Dumnezeului țării. Când pe pământ oamenii n-au ținut cont de cele scrise în Biblie, s-a ajuns la îndobitocire, la anarhie, la dezastru. Este cunoscut în istorie când în urmă cu vreo 200-300 de ani o corabie a cunoscut o revoltă datorită modului prea autoritar a comandanților ei și după acea revoltă cei ce au supraviețuit au rămas undeva în arhipelagul Tahiti. Acolo s-au unit cu populația băștinașă și oamenii aceia sălbatici, aceștia uitând și ei de orice normă și etică, morală, dar n-au întârziat să dea bolile peste ei. Și dintre albi mai rămăsese doar unul matur, copii, femei de-a băștinașilor, mulți morți, și în acea situație critică, acel englez, singurul supraviețuitor de pe acel vas, a găsit într-un cufăr de pe vapor o Biblie. S-a apucat să o citească cu seriozitate. A devenit apoi predicatorul acelor oameni. Și comunitatea aceea s-a schimbat. Și în loc să mai fie nevoie să fie aduși în instanță, în Imperiul Britanic,
când după o vreme nu mai știe exact cât a durat, s-a găsit acolo o societate înfloritoare. Și totul s-a datorat Bibliei. Este bine cunoscut faptul chiar și la nivel național sau regional, acolo unde Biblia este lăsată să lucreze și unde oamenii țin cont de Cuvântul Sfânt, societatea prosperă. Dumnezeu a avut în vedere și scopuri temporare, unde oamenii nu țin cont de Dumnezeu și de legile sfinte. Nu doar că vin animalele și bolile peste ei, vin demonii, stricăciunea și păcatul. Să mulțumim Domnului că ne-a făcut cunoscut cuvântul Său. Avem perspectiva mântuirii, dar avem și un mod de viață exemplificat în Sfinții Scripturilor și norme de viață, cod sfânt și moral, etic, social, cum ați vrea, în toate privințele. Pentru că, de exemplu, legea Vechiului Testament cuprind norme alimentare, de igienă, funciare, sociale, politice, în toate domeniile. Acele nu neapărat erau toate prototipice, nu neapărat toate vizau împărăția lui Dumnezeu. Unele erau pentru vremea aceasta. Un exemplu îl găsim în cartea profetului Ieremia, capitolul 29, după ce evreii au ajuns în Babilon ca robi, se punea problema ce facem. Aici nu mai avem aceleași legi din Țara Sfântă, nu mai suntem noi la conducerea regională, națională, imperială, ca să coordonăm lucrurile. Iată și aici un sfat concret. Pentru că unul nu ne vorbește Scriptura, Dumnezeu ne poate vorbi prin Duhul Sfânt, în conformitate cu Scriptura. Ieremia 29, versetul 4, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel către toți prinșii de război pe care i-a dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case, locuițile, săriți grădini, mâncați din roadele lor, luați-vă nevestele și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. Rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Iată un sfat concret pentru vremea aceea. În Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 7, Pavel se adresează celor din Corint și nu numai credincioșilor din vremea aceea, referitor la viața de familie, ce să facă dacă unul are un soț necredincios, ce să facă dacă unul este sclav. Citesc doar de la versetul 21, ai fost chemat când erai rob să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Scapă de sclavie. Versetul 24, e altă o regulă, cu statut și aplicabilitate temporară. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Așadar, începând cu cele 10 porunci, care aveau reglementări cu privire la viața de familie, la problemele economice, continuând cu cărțile de înțelepciune. Aici vă mai dau un pasaj din Proverbe, și chiar vă sfătuiesc, atunci când nu știți cum să faceți. Și să dau un exemplu concret, în ultimii ani s-a intrat în criză și pentru că oamenii n-au ținut cont de cele scrise în cartea Proverbele. Biblia te învață să nu te bagi în împrumuturi mari, pentru că se poate ajunge la faliment. Oamenii n-au crezut ce scrie, au crezut ce spuneau reclamele. Și acum au ajuns la versete. Proverbe, capitolul 22, citesc de la versetul 17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntru tău, să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi pe tine. N-am aștenut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite. Așadar, mulțumim Domnului pentru cuvântul lui binecuvântat. Biblia e bună, e folositoare în toate privințele. Am citit despre o doamnă care se simțea foarte bolnavă, s-a dus la medicul de familie cerându-i vreo trimitere, dar nu știa spre ce specialist să se îndrepte. Și respectivul, fiind credincios și analizând puțin situația, i-a spus: Doamnă, situația dumneavoastră de sănătate nu este gravă, aveți nevoie de o cură de Biblie. Ce vrei să spui?
Da, te rog, ascultă-mă, citește în fiecare zi o porție bună de cuvântul lui Dumnezeu. Iar cum îți bagi joc de mine? Doamnă, te rog, ascultă-mă. Analizele dumneatale nu sunt problematice. Fă acest tratament și apoi vii și îți fac trimitere unde vrei, dacă dumneata dorești. Femeia totuși a luat de bine sfatul medicului și s-a dus să citească fiecare zi și a făcut timp pentru asta. Și starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, începând cu cea sufletească. Dar e scris în Biblie că și efectele fizice sunt benefice. S-au dus înapoi la medic și a spus, domnule, mi-e și rușine să spun că n-am priceput, eu creștină, n-am citit, poate mai sunt oameni în astfel de situații, care nu știu ce să facă și nu o duc bine, nu pentru că, așa cum spune în Deuteronom, este prea departe medicul specialist și nici rețeta nu-i departe. Trebuie Biblia doar citită și aplicată. Doamne, ajută-ne! Amin! Vreau să trecem acum să observăm scopurile eterne ale lui Dumnezeu. Aceasta pentru că unii s-au concentrat foarte mult la ceea ce am spus până aici și accentuează o evanghelie socială, ba chiar unii, și în plan eschatologic, cred că societatea aceasta se va îmbunătăți până într-acolo încât se va putea trece lent înspre o împărăție eternă. Istoria nu dovedește una ca aceasta. Dimpotrivă, societatea se strică, stările interumane se înrăutățesc și toate condițiile duc spre rău. Pentru că așa este înclinată inima oamenilor și diavolul într-acolo conduce lumea aceasta. Dar Dumnezeu intervine la momente specifice, cuprinse în planul său și în final își va duce la îndeplinire planul său. Plan cuprins în Vechiul și Noul Testament, pentru că Biblia este perfect unitară, nefiind nicio contradicție, Dumnezeu este Alfa și Omega. Dar nu un Dumnezeu care a gândit într-un fel la Alfa și un Dumnezeu care, pe când ajunge la Omega, trebuie tot să-și amendeze planurile și lucrările, nu. Scriptura spune în Cartea Apocalipsa, capitolul 10, despre un înger foarte puternic, care s-a așezat cu un picior pe mare și cu unul pe pământ și a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu? Versetul 5. Și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile, lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună, vestită de robilor săi, prorocilor. Taina a fost concepută în eternitatea trecută, a fost reamintită și evidențiată prin prototipurile de care vă spuneam de-a lungul mirilor de ani și în final se va spune, s-a ajuns la ultimul punct. Intră pe ordinea de zi și toate se vor împlini. Tot în Cartea Apocalipsa citim în capitolul 22, ultimul capitol al Bibliei de la versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Deci în timp ce beneficiem de harul Domnului pentru viața aceasta, să nu pierdem niciodată din vedere finalul, scopul etern. De aceea Domnul a lăsat ca fiecare generație să creadă că va veni în vremea lor. De aceea Dumnezeu n-a fost mai explicit, cred, și credeau și ucenicii, Doamne, acum se așează împărăția. Pentru că Dumnezeu a vrut ca ei să privească tot timpul, așa ca Avram. Le-a văzut de bine, de departe, mărturisind că pe pământ nu este decât străin și călător, dar o călătorie pe care o facem împreună cu Domnul, înspre un loc unde vom fi totdeauna cu Domnul.
Domnul Hristos spunea ucenicilor, citim din Luca capitolul 24, vorbind despre scopul pe care l-a avut Dumnezeu în întreg cuprinsul Bibliei. Și s-a împlinit parte în prima venire a Domnului Hristos, parte în a doua venire a Domnului Hristos. Luca 24, citim de la versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbafniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri să intre în slava sa? Și ar fi putut îi se spune, sau poate s-au gândit, Doamne, de unde să știm noi asta? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. S-ar putea, mâine, poimâine, Domnul știe când, să vină și peste noi vreo situație asemănătoare cu a Domnului. Să ajungem închiși și cum sunt atâția? Am citit recent o statistică, tot la câteva secunde un credincios își dă viața pentru Domnul. Martiri au fost tot timpul de-a lungul istoriei, dar cei care sunt în libertate pot fi luați prin surprindere. Da, și când se vor împlini toate, să ne amintim de ce-i scris. Și când vom trece peste toate, oare ne vom uita în urmă la Scriptură să spunem, da, așa a fost scris. Pentru întâia venire, așa este scris pentru a doua venire, citesc tot aici de la versetul 44. Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm, și încă nu s-a împlinit tot. Nu, pentru că urmează lucrurile eterne în viitor. Și ce frumos este scris în cartea Apocalipsei, la capitolul 11, când se va anunța sfârșitul. 11 cu 15, îngerul a șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Ne gândim noi cu bucurie la acele lucruri? Scopurile generale eterne, pentru că vor fi pentru toți deodată. Nu vom merge în cer pe rând? Și când Domnul va suna cu trâmbița, ne va aduna pe cei care sunt în viață din toate meridianele pământului, spunea Domnul, iar ceilalți vor învia. Scopul etern al lui Dumnezeu, care este de fapt? Că Dumnezeu te ajută să te căsătorești, să te întreții în viață, îți ușurează bătrânețea și în final adormi în condiții bune, să spunem, bătrân sătul de zile, adică n-ai mai vrea să o iei de la capăt. Dar care e scopul lui final? Mântuirea. Da, asta e prea general spus. Nașterea din nou și până la proslăvire. Cuvântul curge în noi sau este semănat ca un germene de viață și se dezvoltă omul dinăuntru. Dar încă pe acest pământ, numai înăuntru suntem înnoiți și așteptăm răscumpărarea trupului și asta va fi când Domnul va veni. Dar vreau să vă citesc din Efeseni capitolul 1, să ne gândim puțin la aceste scopuri mărețe. Pentru că uneori mi se pare că totuși prea ne limităm la dimensiunea noastră umană, ne gândim mult la cele pământești, dacă ne doare ceva, apelăm la Dumnezeu, dacă n-avem, îl chemăm. Dar cât de mult ne preocupă acest scop etern al Bibliei, sau când citim Biblia, ne gândim și apoi ne rugăm potrivit cu aceste probleme care le are Dumnezeu în vedere, sau nu probleme, spus mai bine, planuri. Efeseni, capitolul 1, citesc de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. Și la ce ne gândim? Iată ce scrie în continuare. Cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Deci în timp ce Dumnezeu lucrează aici pentru noi, temporar, în paralel, și asta e mai important, lucrează în cer. Chiar suferințele noastre, spune apostolul, sunt o greutate veșnică de slavă. Spune în continuare, în El Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după bună plăcerea voiei sale. Este surprinzător uneori că mergem la medici, avem buletine de analize medicale la zi, vorba românului, ne căutăm de sănătate.
Dar în plan spiritual, ceea ce este un scop mult mai măreț, nu putem noi să ne dăm seama suficient. Suntem interesați? Sau este doar grija lui Dumnezeu să ne consulte și să lucreze în viața noastră? Sau poate de aceea uneori Dumnezeu e neînțeles prin ceea ce ni se întâmplă. Și ne gândim, Doamne, de ce este așa? Toate lucrurile lucrează împreună, Romani 8:28, spre binele celor ce sunt chemați după planul său, dar acolo scrie spre bine celor ce-L iubesc, Doamne ajută-ne. Acesta este scopul cel mare. Scrie aici în capitolul 2, voi erați morți. Și din condiția aceea, scrie în versetul 5, măcar că eram morți, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și ce bine stăm noi în casa noastră și în mașina pe care Domnul ne-a ajutat să o avem, așa-i? Dar suntem conștienți că noi suntem așezați în aceste fotole ale eternității? Dar numai că trebuie să fim scuturați bine de țărână, că în cer nu ne suim cu noroi. Acesta este scopul etern, celelalte sunt vremelnice. Și la urma urmei, nu merită să fie puse alături de cele de sus. Nici avere, nici necaz. Scopuri eterne de care trebuie să ținem cont. Chiar dacă ce va fi, încă nu s-a arătat. Noi știm sigur că și Domnul vine după noi, slăvit să-i fie numele. Scrie tot aici în Efeseni, capitolul 3, versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Versetul 6, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi, spunea Pavel ca evreu, și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia cei slujitori am fost făcut eu, după darul Harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Doamne, îți mulțumim pentru Harul Mântuirii. Ei, în acest scop etern, Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre noi. Pentru că fiecare suntem într-o anumită fază în procesul maturității spirituale. Spunea Pavel Coloseni, capitolul 1, ca unul care a înțeles acest plan al lui Dumnezeu, versetul 28, hai și de la 26. Aici avem scopul general și apoi scopul la nivel de individ. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El provădim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Deci este bine ca slujitorii să se îngrijească și părinții, copiii să aibă cele necesare, că acum e iarnă și e frig. Dar grija noastră fundamentală, supremă, trebuie să fie să ne pregătim noi și pe cei care sunt în grija noastră pentru a fi prezenți, în picioare, echipați, îmbrăcați, maturi înaintea lui Dumnezeu când va veni. De aceea a fost dată Biblia. 2 Timotei, capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3. De aceea trebuie să o citim, nu ca să predicăm, în primul rând. Și dacă o învățăm să predicăm, scopul tot acela este. Predicarea nu-i scop în sine. 2 Timotei, capitolul 3, citesc de la versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, scopul. Prin credința în Hristos Iisus, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci citim Biblia ca indivizi, o predicăm, discutăm, ne sfătuim, ca să ajungem oameni maturi în Hristos. Acesta e scopul Bibliei, la nivel de individ și la nivel de comunitate. Cel ce predică urmărește același scop, oamenii să fie născuți din nou și să crească. Cel ce citește urmărește același scop, până când Dumnezeu va lua chip în noi prin Domnul Hristos.
Acesta e scopul Duhului, a fost scopul Domnului Hristos și fericit de noi dacă vom înțelege. Amin. De aceea este necesar să ne implicăm în lucrarea sfântă, pentru a ajuta dezvoltării spirituale a credincioșilor. Și dacă, așa cum spunea Pavel, suntem tot copii, înseamnă că la noi merge școala greu. Și nu putem să fim nu doar niște profesioniști, să fim niște oameni pe care Dumnezeu să-i folosească în vederea maturității tuturora și dobândirii mântuirii, slăvit să fie Domnul. La urmă, să știți că totul se sacrifică și totul e doar temporar. Scop etern rămâne doar instaurarea împărăției lui Dumnezeu și readucerea noastră în comuniunea lui Dumnezeu, dar după chipul său. Și în vederea aceasta, Biblia este carte de căpătăi. Spunea fratele Horobez de la Kamenka din Ucraina, când la bătrânețe i-a făcut cadou o Biblie ucraineană fratele Michi din Maramureș: îți dau Biblia asta cu o condiție, să citești din ea numai stând în picioare. Dar de ce, frate? Biblia asta a făcut 8 ani de Siberia. Cum ai scăpat cu ea în lagăr? La început am ținut-o ascuns, apoi, întrucât știți că aveau comuniștii planurile lor anuale, cincinale și trebuia să iasă producția. Într-o zi, când din nou se răsturnaseră vagoneții pe o linie de exploatare a cărbunilor și se temeau că vor avea probleme cu cei de la partid, Domnul i-a vorbit și a zis: ieși în față și cer-le permisiunea să citești din Biblia ta și să te rogi Dumnezeului tău. Și fratele a făcut-o. Și în ziua aceea nu s-au mai răsturnat și producția a mers foarte bine. Și ori de câte ori rămâneau în urmă, ziceau să vină pocăitul să citească din cartea lui. Și fratele citea lor, dar bucuria lui era că îi lăsau Biblia să citească el și frații care erau acolo. Și spunea: pe noi Biblia asta ne-a hrănit 8 ani, ne-a crescut, ne-a maturizat și Dumnezeu a îngăduit să nu ni se ia. Noi o avem, o folosim pentru maturizarea noastră, o folosim pentru mântuirea oamenilor. Doar nu-i Biblia doar carte de ghicit, să vedem, deschid mașina, deschid Biblia să văd, vând mașina sau nu vând, cumpăr o casă sau nu o cumpăr, astăzi plouă sau nu plouă. Dumnezeu poate să-ți vorbească în diferite moduri, dar folosește Biblia cu scopul acesta. Folosește Biblia ca o oglindă să te uiți, să-ți vezi imaginea și Dumnezeu să ne crească după chipul și statura sa binecuvântată. Doamne, adu la îndeplinire ce ai spus prin Scriptură. Nu e nimic mai înălțător decât să vezi că Dumnezeu e stăpân peste toate, de la început până la sfârșit, să te uiți ce plan are și apoi să te uiți la tine. Doamne, în faza asta în care sunt eu, eu grăbesc venirea ta, ajut la realizarea planului tău în timp optim sau aștepți după mine, că asta e mai mult decât am fi toți, hai să ne imaginăm un autobuz sau o garnitură de tren, că suntem mai mulți, și nu poate conductorul să închidă ușile să plecăm, că unul nu-i gata, 4-5 încă se frământă cu bagaje, tot că o trebuie, că nu știu care la care în geantă să le împartă, ce-i a meu sau ce-i altuia. De aceea scrie în Evrei că unii au acceptat răpirea, pierderea unor bunuri, gândindu-se la ce îi așteaptă. E normal să avem planuri și pentru viața asta. Dar când ți se năruie, ajungi un nefericit. Dacă n-ai ca idee supremă în inimă planul lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează-ne cu această gândire. Scopul Bibliei, spun în final, este mântuirea prin Domnul Hristos care se percepe prin credință. Fără credință, nu te poți raporta nici la Biblie, nici la lucrările lui Dumnezeu. Spunea Ioan în finalul Evangheliei sale: și toate acestea au fost scrise ca voi să credeți și crezând în numele Fiului Său să aveți viață. Scopul mesajului divin și a experiențelor sfinților din poporul lui Dumnezeu, al pedagogiei sfinte, este împărtășirea caracterului divin, dobândirea chipului său, și asta e dragostea. Și vă scriu vestea că am ajuns de la el, e că el nu este întuneric. Gândiți-vă numai la întâi epistola lui Ioan.
cât vorbește despre dragoste, Dumnezeu este dragoste. Dacă ne iubim, totul s-a împlinit. Dragoste. Și mai gândiți-vă la ceva. Rezultă clar din ce v-am spus până aici. Prin prisma desfășurării planului lui Dumnezeu, citind în Scriptură, ți se întărește nădejdea. Există o mângâiere și o nădejde pe care o dau Scripturile. Și închei cu un text din Evrei capitolul 6, dar gândiți-vă la aceste trei de primă valoare, credința, nădejdea și dragostea. Acestea trei se nasc din citirea și studierea Bibliei, din aplicarea celor scrise. Dacă suferi la vreuna din acestea, treci la Biblie. Ia tratamentul o lună sau până când îți revii. Și după aceea folosește o hrană zilnică. Evrei 6, citesc de la versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Versetul 19, hai și 18. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, slăvit să fie în veci. Amin.